Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, nu, Venus, ascendent, nodul nord în Taur. Sunt tare entuziasmată, nu știu de ce. Începe etalarea cu energie faină. Sper să fie de la voi, dragii mei, și să nu mi-o schimbați. Ce vreau să zic, am mâncat ceva bun. Sper că ați mâncat și voi ceva bun înainte de etalare, ca să o primiți cu sufletul deschis. Eu am mâncat biscuiți cu ciocolată. Și după etalare să mai iau o bucățică de ciocolată. Sper să avem vești faine. Nu știu, am energie foarte... Îmi vine să cânt, să... Nu știu, să danseze. Energie foarte faină. În timp ce am amestecat cărțile, totuși a vrut să se arate cavalerul de spade și faetonul. Măi, aveți probleme cu mașina unii dintre voi? Cavalerul de spade, în general, ține de viteză. Sper că nu aveți ceva probleme cu cutia de viteze. Există așa ceva? Nu mă pricep la mașini, dar pentru unii cu faetonul care reprezintă mașină sau orice mijloc de transport, iar probabil că unii vreți să călătoriți sau să mergeți înspre cineva, ori nu aveți curaj, ori ceva mai trebuie rezolvat ca să puteți să mișcați acest faeton, care e foarte important. Este determinarea voastră de a merge către destinul vostru. Ori aveți în spate un dușman, ori cineva, niște bârfe, vă influențează în această călătorie către destinul vostru sau decizia care trebuie luată înainte de această călătorie. Și repet, cărțile unor sunt, nu că repet, da, bine, vă aduc aminte. Cărțile sunt simbolice, adesea, și călătoria reprezintă o călătorie de viață către destinul vostru, împlinirea destinului vostru. Și atunci, deciziile încă nu le-ați luat, senzația că cineva are o influență negativă în aceste decizii care ar trebui luate și să vă determine să alegeți o anume carieră, eventual, o anume direcție în viață. Dar faetonul invers îmi spune și că unii s-ar putea să aveți probleme cu mașinuța. În fine, la capătul setului de cărți, ia uite, 8 de spade invers, magicianul invers și 0. Nebunul, vreți să luați de la 0, vă străduiți, vă luptați, eventual și cu impulsurile voastre, nu doar creative, dar și acelea, știți, sexuale. Aveți o atracție specială pentru cineva, o persoană independentă și puternică. Dar, pe de-o parte, nu arătați cum arată și cavalerul de spade invers. Nu comunicați, încercați să vă controlați, deși vă doriți o nouă direcție, să o luați de la zero. Dar nu se manifestă, aici este, nu se manifestă cu aceste cărți invers. Probabil că mai aveți ceva de învățat, mai aveți ceva cu 8 de spade invers de lucrat la reprogramarea voastră mentală, eventual să găsiți soluții, iar este influență nefastă, negativă, magicianul invers, cavalerul de spade invers. Cineva care tot încearcă să vă spună una alta, să vă blocheze, să zic, mental, sau să nu găsiți soluții, să vă dea senzația că nu se poate, nu sunt vremurile, că știți că sunt restricții și ce rost are să mai faci, chestii de genul ăsta, dacă nu ar fi și altele și mai nasoale. În fine, din partea clarificatorilor, ce am vrut să apară? Iar, aici nu le-am mai pus invers, dar au apărut 6 de monede și magnetismul. Iar, este o atracție foarte puternică între voi și cineva. Încă nu sunteți împreună, după cum arată și în carte. Yin și Yang nu sunt în apropiere, nu se știe, vă îndepărtați sau sunteți cu cărțile invers, sunteți la depărtare, dar o oarecare distanță. Dar undeva într-un alt plan există atracția aceasta foarte mare între voi și 6 de monede și cineva. 6 pentru mine înseamnă casa a 6-a, nu musai a muncii, ci a drumurilor de zi cu zi, tabieturilor, chestiuni pe care le facem zilnic. Drumuri, servicii, este casa serviciilor, da? În ce context ați întâlnit acest personaj, voi știți, dar ține de casa a 6-a. Iar ar fi dorința de reciprocitate în această atracție, dorința de reciprocitate, vreți să concepeți, vreți să se nască ceva, să se nască măcar o colaborare, dacă nu muse o prietenie, iar apare 8 de băte, care iar înseamnă călătorie, dar și comunicare. Călătoria am văzut chiar din primele cărți. Ceva nu s-a manifestat până acum, dar să sperăm că se manifestă cu 8 de băte, măcar comunicarea.
ca să puteți lua deciziile importante și să schimbați acel faeton invers. Dar e o chestiune care ține de mașinuță pentru unii. Iar nebunul, interesant, am văzut și mai devreme, nebunul, chiar vreți să luați de la zero cu cineva. Dar e nevoie să comunicați. O să mai vedem, am văzut și flowing, un soi de spânzuratul, o perioadă de sacrificii, de stagnări, dar eu zic aparente stagnări, pentru stagnările sunt necesare ca să învățăm anumite lucruri. În primul rând, spiritualitate, să ne conectăm la îngerii noștri, să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă, nu doar cea pe care o vedeam la un moment dat. Acum, hai să vedem mesaje de la înger pentru tăura și tăurițe. Mesaje la înger în noiembrie. Ceva special. Nu, sunt multe. Ceva special pentru tăurași și tăurițe. Măi, tăurițele pe care le știu eu sunt foarte puternice, foarte faine, foarte entuziaste să înceapă lucruri noi, dar de câteva luni de zile chiar încearcă să integreze noul, schimbarea în viața lor. Nu știu taurii cum sunt, dar tăurițele sunt foarte hotărâte să renunțe la trecut și să manifeste altceva. Haide, mesaje de la înger pentru tăuraș și tăurițe. Tata, ce răspunde? Gata, îl iau eu. Ce frumos, alegeți dragostea, ce frumos, alegeți dragostea, încă n-ați ales, de-aia e faetonul invers, n-ați ales, încă sunteți în trecut, e influența negativă, aveți răbdare. Bine, taurii se zic, așa se spune că au răbdare, miracole și binecuvântări. 7 și cu 1, 8, 8 înseamnă schimbare, casa 8 a scorpionului, am vorbit și de atracție, dar înseamnă și moarte și renaștere. Trebuie să aveți răbdare în transformarea voastră și a unei situații. Vor fi miracole și binecuvântări. Ah, ce frumos, ce mă bucur! Și cel mai mare miracol, cea mai mare binecuvântare este să întâlniți dragostea adevărată, să o manifestați. Dacă alegeți dragostea, vai, ce-mi place cartea asta! Ce înseamnă dragostea adevărată atunci când săruți o anumită persoană, să simți că ești fărâmă de divinitate. Ah, ce-mi place, mă bucur mult, mult, mult pentru voi. This love is once in a lifetime. Reevaluați-vă dorințele. Aici este, trebuie să renunțați la programări, la manipulatori, la un anume stil de a gândi. Dragii mei, tăurași și tăurițe, vai ce mă bucur pentru voi. Aveți răbdare și pentru că aveți răbdare, va trebui să învățați să vorbiți limbajul dragostei. Asta înseamnă, fiecare are un limbaj diferit și trebuie să facem ajustări, da? În felul în care comunicăm. Ce mă bucur! Și uite așa, 3 am văzut. Ce-am mai văzut? 30. Wow. 30 aici și 2 și cu 1, 3. 3 înseamnă comunicare, drumuri. Drumuri scurte, nu de lungă, nu trase lungi. Colaborare. O să folosesc, dragii mei, și cărțile invers, așa că amestec. Vedem. Și cărțile invers pentru că sunt mult mai sincere, chiar dacă uneori mesajul este mai dur, mai taur și tăurițe, soare, lună, venus, ascendent, de norden, taur, noiembrie 2021. Aveți lună plină în taur, nu? Dacă nu greșesc. În sensul că uneori sunt mai împrăștiată. Și mai greșesc? Nu, că nu știu, ci pentru că sunt mai împrăștiată. Ia, central. Oh! Regina de spade. Iar discuții. Vai ce mă bucur, iar mă bucur pentru voi și normal să mă bucur, pentru că diavolul a venit invers, tăiați legătura cu energiile toxice, cu adicțiile, aveți o adicție, obsesii, pentru sex, pentru mâncărică, pentru ciocolată, aia cred că o puteți lăsa pe ultima listă, ultima pe listă. Și pasta o am și eu cu ciocolata și cu dulciurile, o lăsăm. Mai merge. Dar, eu știu ce alte adicții aveți voi sau altcineva, e o energie toxică. Poate să fie o relație toxică și relație toxică sau karmică, neobligatoriu să fie cu iubitul sau iubita, poate să fie și la locul de muncă, poate să fie și în familie, why not?
Pentru că în familie avem părinți, frați, surori care pot fi extrem de toxici, da? Influențe negative, zilnice, zilnice. Dar, vedem, regina de spade în acest context este o atitudine mentală rece, rigidă, pregătită să-ți dai lanțurile acestea. Eventual vă curățați, vă reprogramați, cum am zis mai devreme și am zis bine, da, vă reprogramați mental într-o direcție care va aduce, va atrage dragostea. Pentru că asta nu este dragoste, este obses, este adicție, este dependență de corpul cuiva, de plăceri, de... Știți că taurii mai au și chestia asta, nu obligatoriu taurii. N-am nimic, sunt drăguți taurii. Chiar îmi plac. Ok. În trecut, judecata. O să clarific, dar judecata este o, probabil prin 2020 s-a întâmplat. Ori ați întâlnit pe cineva care v-a spus niște lucruri, v-a trezit la altceva, la o altă viață, la o altă înțelegere a lucrurilor, a realității în care trăiți. Sau pur și simplu este intuiția voastră, sunt îngerii, da? Pentru unii care ați lucrat pentru creșterea voastră spirituală. Dar chiar dacă n-ați fi lucrat, ceva s-a întâmplat în trecut și vă cheamă sau v-a chemat la această renaștere. Transformarea vieții este Pluto. Uah, ce frumos! Regele de cupe. Regele de cupe este o persoană echilibrată emoțional, foarte profundă, matură. Regele și regina sunt persoane de 30 ceva, 40 de ani, dacă asta vă spune ceva. Dar nu obligatoriu, că poți să fie și tineri foarte matur. Puteți să fiți tineri cu energie foarte matură din cauza că ați trecut prin multe. Vedeți pe unde vă găsiți? Eu nu vă fac scenariul vieții voastre. Voi vedeți cum vă regăsiți în aceste cărți, eu citesc doar energiile. Fiecare carte, dragii mei, tauri și taurițe, reprezintă o întrebare, o poziție. Uneori toate merg într-o singură direcție, alteori reprezintă planuri diferite. Mie mi se pare mult mai complexă crucea celtică decât alte prezentări. Din acest motiv o prefer. Deci, în plus, eu nu creez scenariile voastre. Nu mi-asum responsabilitatea asta. Să-și asume cine vrea, normal ar fi să ne creăm singur viața. Pentru că eu știu că avem această putere și atunci vă las această libertate să vă creați viața pe care o vreți. Și ar fi frumos să alegeți. Se pare că totuși sunteți pe cale să alegeți dragostea. În ultima vreme ceva s-a întâmplat în sufletul vostru. Ori vă echilibrați emoțional, vă curățați de niște energii toxice, mentale, emoționale, de orice natură. Simțiți dragoste adevărată pentru cineva, cât vai să nu uit. Da, dragoste adevărată pentru cineva. Sau există un personaj care vă inspiră această senzație de calm, de echilibru emoțional și eventual are capacitatea să vă vindece? Ambii și regina de spade împreună, mai ales ca și energie, pot să se pot suprapune, pot să reprezintă același personaj sau personaje diferite care participă la transformarea voastră și, ce vreau să spun, ambii pot să fie foarte buni psihologi, și regina de spade și regele de cupe. Acum, o fi, că nu o fi, vedeți unde vă găsiți, dar există o influență benefică. O să clarific, dar deocamdată cartea în sine a venit în poziție normală, de-aia am zis că vreau să folosesc și cărțile invers. De exemplu, diavolul în poziție normală este, da, fugim de el. Dar invers înseamnă că deja ați început să fugiți sau să practicați ceva. Ce? Vindecarea, temperanța? Și să vă curățați. Wow! Mă bucur! Regele de monede invers. Regele de monede, în general, reprezintă zodia taurului, dar nu e obligatoriu. Poate să fie oricine. Oricine. Dar faptul că a venit invers în viitor este o energie dezechilibrată. Este un personaj, poate să fie și bărbat și femeie, nu e obligatoriu. Femeia în energia sa masculină, dar care o manifestă într-un fel negativ. Da? Ar putea să fie chiar acest diavol, da? Invers. Posibil în momentul în care, da, vă zic din experiență și nu din experiența mea, și a marilor, și a apostolilor și a marilor sfinți, cei care ați mai citit și cărți de genul ăsta, știți că în momentul în care ne curățăm de energiile negative, tentațiile sunt și mai puternice, acele energii negative vin periodic, revin în viața noastră să ne testeze, să ne forțeze, să ne îndemne, să ne întoarcem, da, la viața aceea negativă anterioară, da, schimbării. Dar eu cred că odată ce alegeți dragostea pentru voi, dragostea pentru, da, fiecare ce zice aici,
Întotdeauna avem de făcut o alegere. Fie ca această alegere să fie făcută din dragoste, da? Nu din grija pentru stabilitate, eu știu, sau alte motivații. În prezent, 6 de monede invers. Pentru unii ar putea să fie un triunghi amoros, da? De care este posibil vă eliberați. Pentru alții, 6 de monede, da, poate să arate o sau lipsa reciprocității. Nu mai vreți să oferiți cuiva care este toxic, care, în general, regele de monede, ori este zgârcit, ori cere tot timpul bani, bărbat, femeie, nu contează, nu este loial, nu este corect, da? E în energia sa negativă. Nu contează zodie, nu vorbesc acum de zodie pentru că oricine poate să fie în acea energie, da? Orice zodie. Eu încerc să citesc cât mai neutru și să citesc energiile, nu zodiile, da? În prezent aveți 6 de monede, prezent și viitor apropiat, 6 de monede invers. Dacă sunt niște probleme financiare, cu răbdare le veți rezolva. Chiar dacă în viitor apare un dezechilibru financiar, dar cu răbdare, pentru că în momentul în care vă descătușați de această obsesie a banilor, stabilității, a la ce mai fi ea, e obsesie, da, obsesia pentru bani, pentru stabilitate, pentru eu știu ce joburi. Și învățați să renașteți prin puterea minții și a sufletului, să fiți acolo la mijloc, între suflet și minte, dar este chakra a cincea, mai ales cea care reprezintă zodia Taurului, a comunicării, iar poate trebuie să comunicați într-un anume fel, artistic, sensibil, intuitiv, treaz, spiritual, sunt cărți foarte frumoase aici. Da. Cu răbdare veți trece peste acest impas, să zic, dezechilibru financiar, dacă ar fi pentru unii. Și e posibil să fie, totuși. Au început să crească prețurile, e o criză financiară care se manifestă. Haide, floricică. Sfatul, 6 de spade, 6 de spade, dar invers. Trebuie să vă întoarceți undeva. Ați încercat sau ați făcut o călătorie de parte de cineva și 6 de spade înseamnă o întoarcere către cineva. O să clarific ce ar putea să fie. Este un sfat. Exterior, asul de monede invers. Vă influențează faptul că n-ați putut să manifestați o relație de lungă durată stabilă cu cineva. Probabil, 6 de monede aparține de această influență invers. Diavolul invers, iar face parte din această influență, regele de monede, iar. Sunt cărți care susțin această lipsă de stabilitate. Ați vrut eventual, sau cineva a vrut, ați vrut să începeți un proiect, poate. Poate nu-i vorba musai de o relație de lungă durată. Poate ați vrut să începeți un proiect la locul de muncă și ceva n-a mers. Da? Nu ați primit banii. Dar puteți să-i manifestați altfel, pe altă cale. Nu trebuie să intrați în niciun stres. Pentru că diavolul în poziție normală înseamnă și stres și frică, da? Eliberați-vă de frică, da? Va veni și succesul și proiectul respectiv sau într-o altă formă, n-a putut să fie atunci pentru că va fi într-o altă formă cu altcineva cândva. O să și clarific asul de monede invers. Evident. Deci vă este teamă cavalerul de monede, dar în poziție normală. Probabil, dacă aveți anumite planete care vă fac mai impulsiv, de exemplu, dacă aveți în berbec sau eu știu ce planetă de aer, unii tauri pot să fie și ei mai impulsivi, mai grăbiți, da? Nu chiar atât de înceți, cum spun unii că ar fi. Și atunci, acest cavaler de monede să reprezinte o teamă a voastră. A, că trebuie să am răbdare, pentru că acest cavaler de monede are răbdarea despre care am zis. Trebuie să aveți răbdare că lucrurile vor veni încet, încet. Și sigur, vine încet și sigur. Și asta vă deranjează, vă stresează pe voi, încetul ăsta, eventual. Siguranța, evident că n-are cum să vă deranjeze. Dar faptul că vine încet, că trebuie să construiți multă răbdare, organizare, planuri.
O să și clarific, evident. Ce vă doriți? Aveți de luat o decizie. Trebuie să vă separați de cineva și să vă ascultați intuiția. Am văzut faetonul invers. Faetonul, am zis, este o decizie care merge direct către victorie, către destinul vostru. Dar, ca să luați acea decizie, trebuie să stați în doi. Doi de spade, doi de băte, da? Să luați decizia, să faceți planul și tot așa. Blocați eventual pe cineva, unii dintre voi. Dar după cum apar cărțile, diavolul invers, 6 de monede invers, asul de monede, 6 de spade. Sunt câteva, da? Sunt câte. Eu cred că blocați pe cineva. Vă doriți să blocați pe cineva, eventual energia negativă care vă influențează. Pentru că și regina de spade central poate să reprezinte, poate, da, pe unii dintre voi. Care am zis, vreți să fiți în echilibru emoțional și să fiți un pic rațional cu cei care v-au trădat care, sau cu atitudine. Repet, e ceva toxic și atunci... Ca să fii rațional, sau în momentul în care ești rațional, taci și iei deciziile corecte. Fără să te lași influențat, da? De ceea ce vezi, pentru că aici este tentația. Tentația poate să vină sub forma unei femei frumoase, a unui ban, sau eu știu ce, a unui proiect, sau eu știu ce, da? E tentație. Dar ca să iei decizia corectă, trebuie să nu vezi tentația. Și atunci o blochezi, înțelegeți? Mi se pare logic și de bun simț ceea ce văd în cărți. Acum rămâne de văzut dacă și voi aplicați lucrurile astea sau veți aplica energiile pe care eu le văd în această perioadă. Ce reușiți să faceți? E frumos, spânzuratul invers. Ieșiți din stagnare. Ați stagnat într-o privință, într-un departament al vieții voastre, într-o relație eventual. O relație a stat eventual aceasta frumoasă, renașterea regele de cupe, o relație frumoasă sau un potențial al vostru frumos sau o zonă a sufletului, a poten... nu știu cum să mă mai exprim. O parte din viața voastră a stagnat din cauza acelor influențe negative și rămân fixată, pentru că așa mi-arată și cărțile, da? Rămân fixată pe acest leitmotiv. Spânzuratul invers înseamnă sacrificii. Ați făcut unii dintre voi sacrificii în direcția nepotrivită. Dar au fost necesare tocmai ca să aveți parte de iluminare, da? Eventual niște vise, apropo de judecată, premonitorii sau comunicarea cuiva sau divinitatea într-un fel sau altul, vă va arăta că există potențial, miracole și binecuvântări vor veni. Și faptul că a venit spânzuratul invers iar confirmă că vor fi miracole și binecuvântări. În momentul în care vă schimbați perspectiva, înțelegeți că și aceasta a fost o lecție spirituală, trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă, alt unghi. Da? Alt unghi. Valetul de cupe. Uf, valetul de cupe invers. Cineva care a fost foarte nedrept cu voi. E un contract. Posibil să fie și contract la locul de muncă cu 7 de monede. Și justiția invers? Vă eliberați unii din contract? Posibil. Pentru unii dintre voi. La capătul setului de cărți, nebunul invers. Of, of, of. Aici a venit faetonul. Acum au venit aceste cărți în poziție normală. Eu zic că veți lua decizia corectă. O să clarific imediat. O să luați o decizie. Pentru că asta vă doriți, să luați o hotărâre, să blocați pe cineva și să alegeți pe altcineva. Eu cred că veți alege corect. Faetonul a venit în poziție, vă rezolva și problema cu mașina, apropo. Faetonul a venit acum în poziție normală. Posibil vă eliberați, să știți că puterea în poziție normală, și invers, uneori poate să sugereze o energie
de al de diavol toxică, în ideea că leul reprezintă ego-ul uman, al nostru sau al altor persoane. Faptul că vine invers ar putea să fie dorința voastră fermă, este alegerea voastră, cavalerul de spade, reprogramarea voastră să vă eliberați, ia uite, să manifestați ceva nou. Acum au venit cărțile bine, da? Să manifestați ceva nou, ceva care vă duce direct către destinul vostru și să vă eliberați, ia uite, de un personaj foarte dominator, eventual cineva a vrut să vă folosească prin intermediul unui copil pentru unii dintre voi, dar au fost niște manipulări. Și încercați să nu vă aruncați, să nu riscați. Zero invers înseamnă că nu vreți să riscați într-o direcție care vă poate întoarce exact de unde ați venit. Așa zic eu, imediat continuă. Ok, hai să procedăm la clarificare. Eu rămân fixată foarte mult pe acea alegere în dragoste, să o pun mai aproape, da? Alegeți dragostea. Dragostea e în preajma voastră. Oricineva vă iubește foarte mult, cineva care vă echilibrează emoțional, vă ajută să renașteți, e undeva o cunoștință pe care probabil ați, sau, nu știu, o persoană pe care ați cunoscut în 2020, cu numărul 20, posibil, dar nu obligatoriu. Da. Întoarceți-vă. Ia uite, trebuie să iertați pe cineva. Sunteți, uitați-vă, sunteți puternici. Look to your inner strengths, da? Dacă cineva cu puterea invers va sute energie, va lua puterea, cu alte cuvinte, eu zic că începe să conștientizați egoismul cuiva, regele de bâte, egoismul cuiva și posibil pentru unii cineva vă inspiră într-o nouă direcție potrivită vouă și renunțați la, nu știu, un personaj egoist. Renunțați la un personaj egoist. În acest motiv zero vine și invers, pentru că unii ați trecut prin situații foarte neplăcute, nu vreți să riscați. Știți că trebuie să alegeți corect, pe de-o parte știți că va dura mult cavalerul de bâte să reconstruiți ceva. Aici este parte din teamă, dar în momentul în care renunțați la teamă, veți înțelege că poate uneori durează mai încet, alteori mai repede, în funcție și de cum bate vântul. Da, hai să vedem. Clarifică regina de bâte central pentru Taur și Taurițe. De două ori, de trei ori. Prințesa de spade, comunicarea cu cineva. Comunicare sinceră. Aveți nevoie să comunicați cu cineva. E, extra, regele și regina de spade. Și steaua și cinci de bâte. Sunt niște conflicte mentale legate de acest, sau interioare legate de această comunicare. Cineva vă inspiră clar într-o nouă direcție, dar e o corespondență mentală pe care o aveți cu cineva, o corespondență mentală. În acest moment, regele și regina de spade, faptul că au venit în poziție normală, și prințesa, valetul de spade, comunicarea. Comunicarea cu cineva, cu un personaj înțelept, cu mintea clară, vă susține în această alegere. Sper să vă susțină, dacă choose, da? Alege dragostea. Sper să vă susțină și această etalare, da? Clarificăm diavolul o dată, de două ori, de trei ori. Poate diavolul să fie energia toxică din viața lor, dacă nu și din viața voastră, dar în general reflectăm. Opt de monede la locul de muncă. Pe de altă parte, opt de monede înseamnă că vreți să lucrați, să deveniți independenți, să nu mai depindeți de acel contract, de acele legături toxice, karmice. E bine. Aici apare regele de monede și șase de băte. Da, pământul și șase de băte. Dorința de victorie, de echilibru. Dar pe cont propriu, aș spune? Aș spune că pe cont propriu. Pentru unii, cred că un loc de muncă a fost îngrozitor, vreau să zic altfel, îngrozitor de toxic. Și am văzut și justiția invers, nedreptate, un contract care nu v-a susținut,
Poate un proiect, dacă nu neapărat locul de muncă, depinde în ce, cum sunteți, dacă funcționați pe bază de proiecte sau pe job, eu știu, de lungă durată, scurtă durată, cum sunteți voi. Slavă Domnului că am scăpat de așa ceva. Da. Dar e greu și nu e ușor, dar asta e. Aveți de iertat pe cineva, să vă iertați pe voi eventual. Dar, dragii mei, eu zic că o să puteți. Că e Uranus ăla care vă ajută să vă schimbați viața. În trecutul îndepărtat, judecata, odată, de două ori, iată, nebunul. Ați făcut un act de nebun, da, ați riscat la un moment dat, în trecut, ceva. Din acest motiv, acum nu mai vreți să riscați. Vreți să veniți cu o altă abordare, da, poate ați riscat într-o direcție la un moment dat, cu faetonul. Ați vrut să mergeți către destinul vostru și ați riscat cândva, ați fost, poate voi ați fost egoiști și acum vă transformați și încercați să nu mai fiți cu regele de cupe și regina de spade, da? Dar trecând peste acest aspect, peste acest mesaj care este valabil pentru unii dintre voi în trecut, ați vrut să o luați de la zero cu cineva, dar ceva nu a mers. Ia uite, 6. A simțit pasiune, eventual, față de aceste personaje, regele de bâte. Și bucurie, dar cu 3 de cupe și 6 de monede, posibil să fi fost 3 persoane, pentru că acum apare 6 de monede invers. Dacă au fost 3 persoane, 0 acela a rămas doar o nebunie, n-a fost un început. Din acest motiv, de la 0 nu s-a putut ajunge la 1, la 2, la 3, da? Nici astfel de monede nu s-a putut manifesta. Eu vă citesc că, repet, cărțile, energiile, creați-vă sau căutați în viața voastră ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat exact, pentru că mesajele sunt sigur pentru voi. Voi vă creați destinul. Dacă ar fi să vi-l creez eu, n-ar mai exista liberul arbitru, nu? Da. Dar dacă ați încercat ceva, ați riscat într-o direcție care nu a mers la un moment dat în trecut, acel risc și acel eșec, pe de altă parte, v-a trezit la o nouă realitate. A fost necesară experiența ca să vă treziți. Înțelegeți, da? Termenii și ei. Clarificăm regele de cupe o dată, de două ori. De 3 ore, Taur și Taurițe. 4 de cupe, eu te regretați, plângeți, ați pierdut o oportunitate. Oportunitate. 4 de cupe și e în poziție normală. Iar, știm, 3 de cupe, treiul ăla a fost un trei pentru unii. Și dacă n-a fost a treia persoană, a fost jobul. Jobul. Obsedați de job, de a face bani și vă dați seama că, de fapt, asta v-a îngreunat multe alegeri. Ci multe manifestări. V-a îndepărtat de dragoste adevărată, de dragoste față de voi, de multe lucruri frumoase, de miracole și de binecuvântări. Asta e trezirea pe care o trăiți în această perioadă. Spânzuratul invers. Asul de spadă la capătul setului de cărți. E un adevăr pe care îl puteați manifesta, dar din cauza conflictelor 5 de spade nu s-a putut manifesta. N-ați putut alege voi sau ei, v-ați îndepărtat 6 de spade, dar uite, interesant, de împărăteasa, de femeia voastră divină sau de... Da, ia uite și asul de bâte și avea și multă pasiune, atracție, am zis mai devreme, și energie, tai chi. Foarte faină chestia. Din acest motiv v-ați îndepărtat atunci, ceva a dus către regrete și sfatul este să vă întoarceți cu 6 de spade invers. Interesante cărțile, vedeți cum vă găsiți. 6 de bâte invers. Nu de bâte, te rog frumos, Serafe, concentrează-te. Și totuși am energie faină acum. 6 de monede invers, o dată, pentru Tauri și Taurițe. De 2 ori. Și de 3 ori. 3 de bâte, în poziție normală, sperați. Iar e o chestiune de călătorie. 3 de bâte înseamnă și călătorie și așteptare. Și speranță, sperați că odată eliberați de ce am zis mai devreme, nu mai spun.
dați în urmă, puteți să manifestați acea călătorie. Sau așteptați pe cineva. Eu zic că voi trebuie să vă întoarceți, pentru că sfatul este al vostru. Dacă cineva vine, poate trebuie să-i primiți sau sperați să vină. Iar 6 de monede. Tot aici ne învârtim, tot la această reciprocitate. Interesant, cu... uite și soarele. Da, e pasiune, a fost atracție mare. Cineva v-a trezit? Hai mai dăm o carte. O dată pe 3 de bătă și 6 de monede inverse, 2. De 3 ori. Water. Posibil așteptați pe acest personaj sau dacă nu e personaj, așteptați ceva să vă să se liniștească apele. Știu și imaginea, la 3 de bătă cineva privește în zare marea, da? Și apare acum apă. Trebuie să se liniștească apele, în primul rând acele energii toxice. Știți că aici să se mai așteptați un pic, pe de altă parte, iar nevoia de comunicare, de călătorie către cineva care vă vindecă și vă liniștește emoțional, posibil regele de cupe. Ia uite un vis, visați la acest personaj unii dintre voi. Nu știu, poate visul acesta vă dă putere, vă dă temperanță, vă dă puterea, da, vă vindecă. Interesant. Ha, interesante cărțile. 6 de spade, sfatul invers. Clarificăm o dată. De 2 ori, de 3 ori. 7 de spade. Wow! Interesant. Și 7 de monede. Trebuie să așteptați. Eventual cu 6 de spade. 7 de spade. Mai vreau o carte. Foarte ciudat. Oh. Stați un pic, că mi-am picat cărțile. Au picat și cred că le las pe acestea. Există o pasiune foarte mare. Există un subiect. Nu zic musai personaj, un subiect care vă inspiră. Dar cu potențial foarte mare de creștere. Poate să fie și un proiect, da? Creativ. Cumpărăteasa și lumea care vă duce pe culmea succesului, dar... Dar trebuie să vă faceți o strategie foarte bine. Azi trebuie să aveți răbdare un pic. Măi, să fiți înțelepți, iar aveți regele și dați în urmă. Era și regele și regina de spade să comunicați cu cineva, să vă consultați cu cineva. Pe de altă, deci, văd mai multe mesaje. Acest proiect, asul de monede, poate să fie un proiect. Sau pasiunea pe care o aveți pentru cineva. Cu care nu comunicați, împărăteasa invers, nu comunică nici acea persoană, acel personaj cu voi, sau voi nu comunicați cu ei. Ideea este că lucrurile nu s-au dezvoltat. Împărăteasa înseamnă dezvoltare, creștere, da? Fizică, abundență. N-ați ajuns la abundență din cauza că n-ați rezolvat o lecție. E o lecție. V-ați îndepărtat... Au fost, nu știu ce, au fost niște minciuni, ceva s-a spus la un moment dat în trecut. Din acest motiv apare 6 de spade. 6 de spade, să vă întoarceți eventual. Și să rezolvați această problemă. Cineva a fugit cândva dintr-un context, din această pasiune, din această atracție. Dar dacă vreți să aveți succes într-un proiect care ține de creativitate, trebuie să aveți o strategie foarte bine pusă la punct cu 7 de spade și, în primul rând, să vă îndepărtați, să fugiți, eventual, de o energie negativă. Nu zic să mințiți. 7 de spade poate să fie și fain, dintr-un punct de vedere, uneori. Dar pentru mine, în acest context, cărțile arată și întoarcerea unei persoane care vă tentează și cu care trebuie să învățați o lecție. Dacă
De trebuie să alegeți. Uite, bute. Reciprocitate. Întoarcere. Vă întoarceți, fugiți. Măi, ba vă întoarceți, ba fugiți de cineva. Ia spuneți-mi și mie, vă rog frumos, sau cineva fuge, se întoarce în viața voastră, ba vine, ba pleacă. Sau pasiunea pentru cineva, atracția pentru cineva, vă face ba să fugiți, ba vă simțiți atrași de ei, ba nu știți ce să faceți. Din cauza asta lumea a venit invers și împărăteasa invers, nu se manifestă. Nici nu puteți să încheiați capitolul, nici nu se manifestă creșterea. E tot un du-te vină, dar totuși pasiunea, atracția rămâne. Repet de câte ori pot, acest mesaj se poate aplica și în cazul unui proiect, a unui început de ceva. E o nehotărâre. Repet, 6 de spade invers, clarificat de 7 de spade. 7 de spade fuge, 6 de spade se întoarce. Ce e aici? Explicați-mi și mie. Clarificate de acest as de spade, care înseamnă un început, da? Inițiere. Prin creativitate, pasiune, atracție fizică, originalitate. Dacă aul acesta înseamnă pentru voi, mi-a atras atenția. Poate aul să reprezinte ceva. Și iar, mi-a zis, creșterea, normal împărătea, poate vă influențează mama. Pentru unii. Și știu asta, pentru că uneori, dacă vreți să abordați lucrurile dintr-o manieră creativă, anumite persoane să nu vă înțeleagă perspectiva. Destul de complicat. Și totuși, din toate aceste cărți, încerc să selectez, pentru că sunt destul de multe. Încerc să selectez ideea că, dacă vreți să aveți asul de băte, da? Să începeți ceva, pentru că un eșec, asul de monede nu s-a manifestat, încă vă influențează un eșec. O pierdere de ceva vă influențează, repet, ca să înțelegeți. S-a oprit la doi de bât, trebuie să alegeți. Dacă vreți să începeți ceva, trebuie să vă întoarceți într-un loc de unde ați plecat. Explicați-mi cum vine chestia asta. Pe de o parte. Adică să dați replay. Știți că atunci când asculți o melodie și nu înțelegi versurile, mai dai încă o dată, încă o dată, încă o dată, până înțelegi versurile și zici, asta vrea să zică, ăsta era mesajul, asta trebuie să fac. Da, ceva de genul ăsta, să vă întoarceți dintr-un loc în care ați plecat ca să puteți să manifestați asul de băte. E o chestie, e o corectură, aveți de corectat ceva. Deci n-ați încheiat un capitol, o lecție. Care în condiții normale ar fi avut un potențial deosebit împărăteasa și lumea, repet. Puteați să aveți un succes sau o relație deosebită. Dacă e vorba de un personaj, voi vă cunoașteți viața și ați plecat. V-ați întors, iar ați plecat, iar v-ați întors. Acolo trebuie rezolvată. Dar cu înțelepciune, 7 de spade înseamnă și strategie. Și să nu uităm că central aveți regina de spade, valetul de spade. La capătul setului de cărți mi-aduc aminte că era regele de spade. Deci o corespondență mentală cu cineva. Și ați pierdut ocazia. Iar să dureze mai multe talare. Dar totuși nu mi-am schimbat starea, nu știu de ce nu mi-am schimbat starea. Tot optimistă mă simt. Sper să rămâneți și voi optimiști. Exterior. Asul de monede invers odată. Dădori.
De 3 ori. 8 de spade. V-ați făcut griji? Au fost niște blocaje, nu de bâte. Au fost niște blocaje sau vi s-a părut de 8 de spade de multe ori este și o impresie. Da? E o impresie sau un blocaj mental, o programare mentală. Aveți impresia că sunt blocaje și nu puteți să treceți peste ele și din cauza aceea nu se manifestă. Asul, succesul, reușita, începutul. Regina de cupe, interesant. Și apare și regele de cupe, posibil cu același personaj. Apare apă în prezent. Altfel ar fi fost dragoste. 7 de cupe la care visați. E un personaj fain. Regina de cupe și 7 de cupe. Cu care nu comunicați. N-ați exprimat emoțiile sau nu le-ați exprimat corect? Da, și vă influențează această poveste în continuare. Am zis, e un eșec. Poate să fie un eșec în relație cu un personaj. Ciudat. Vă rog, când aveți timp, cât puteți să-mi confirmați din... Sunt povești, dacă ar fi, dragii mei, dacă ar fi să scriu într-o carte toate aceste etalări și să le transformăm în mici povești de viață, cum ar fi. Of, poate reușesc să fac acea opțiune pe site să vă spuneți poveștile. Ia, clarificăm. De ce vă este vouă teamă de acest cavaler de monede? Că trebuie să vă reconstruiți viața, că trebuie să reconstruiți ceva. De 2 ori, de 3 ori. Eventual să reconstruiți acel eșec. Ia uite, 6. N-aveți în... Știți că pentru succes 6 de bâte, dar a venit bine. Și a venit 6 de bâte în poziție faină, da? Pentru succesul acesta, că e vorba de proiect, că e vorba de o relație în care ați eșuat, din cauza unor situații toxice, și repet, nu fi fost musai o situație de amor, poate să fie obsesia pentru muncă. Frica este că această victorie, această reconstrucție victorioasă, trebuie făcută încet, pas cu pas. Aici e o frică. Nu neapărat frică. Nu. O stare de disconfort. De... Tot regele de monede la capătul setului de cărți, urmat de 4 de spade, de analiză. De 9 de cupe. Trebuie să vă iubiți. Aveți emoții pentru cineva. Emoții, 9 de cupe. Cineva vă face foarte... Să vă simțiți foarte bine, vă echilibrează. Ia uite, taurul, da, marele preot, emoțiile 9 de cupe. Cineva vă învață să vă iubiți, să vă vindecați, vă echilibrează emoțional, da? 9 de cupe, 4 de spade înseamnă analiză mentală, vindecare, organizare mentală, despre care am vorbit chiar de la început, chiar regele de monede. În această, ca să aveți parte de această victorie, repet, poate să fie relație, poate să fie un proiect. Clarificăm 2 de spade. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Păi ce mult am vorbit la tăuraș? Temperanța! Frumos! Temperanța, dragii mei, este cea care anihilează diavolul. Dar ce îmi place că a venit în aceste cărți pe care, da, am pus o carte pe care o ador, Yin și Yang. Iar, dar în această imagine a folosit la Yin și Yang mauve și galben. Galben înseamnă chakra a încrederii. Deci trebuie să lucrați cu încrederea și cu a șaptea chakra, conectarea la intuiția voastră. Ca să puteți manifesta, să puteți alege... Ia uite, să și comunicați. Va trebui să și comunicați, da? Chakra a cincea a fost un pic bruiată. Ca să alegeți corect, trebuie să aveți un pic răbdare, să vă vindecați. Și să vindecați ego-ul, chakra a treia care ține de ego și conexiunea la spiritualitate. Ego-ul a apărut chiar aici. Aici este provocarea, eliberarea de o energie toxică. Interesant. La capătul setului de cărți, vocea. Poate cineva cântă, unul dintre voi cântă? Cântă, ori în general cântă. Eu cânt așa, în mașină și la duș, când nu mă aude nimeni. Da, bine, nu neapărat la duș. Cânt și în cameră, dar să nu mă audă nimeni. În fine. Vocea, ascultați-vă vocea interioară. Trebuie să aveți o viziune în legătură cu împăcarea pe care o doriți,
cu cineva, 6 de cupe, vreți să vă împăcați cu cineva, dar trebuie să aveți o viziune, am zis de strategia aceea, ca să recreați eventual sau să vindecați o dezamăgire. Interesantă, foarte curioasă. Ce vă doriți? Temperanță. Da, știți, și temperanța și de spade necesită un oarecare timp. Evident că nu o să fie mult să stați acum o lună să vă gândiți. Poate că vă gândiți de mai mult timp, de mai multe luni la această decizie. Mai dăm o carte pe temperanță și de spade, dată. Două, de trei ori. Dar când e vorba de eliberare de diavol, durează, mami, durează mult. Ah, ce frumos! Moartea, transformare, renaștere. Acum, zodia scorpionului. Curățați-vă energetic, conectați-vă la îngerii voștri, dragii mei, tăurași și teurițe. Asul de spade. Mai se va manifesta în început. Da, în pofida tuturor invidiilor, interesant, și a conflictelor, în pofida tuturor influențelor negative și a celor care vă stau în cale, blocajele voastre, ale lor, ale cuiva, se va manifesta ceva, o transformare. Aici este asul de spade. Trezirea spirituală, înțelepciunea, hotărârea aceea clară. Ați înțeles un lucru. Clarificăm de ce apare regele de monede invers odată. De două ori. Din multe motive, știu eu, ia, de trei ori. Ia uite, este un doliu. Doliu, în ce sens? Cred că cineva o să plângă după voi în momentul în care luați o decizie. Dar, iar este situația în care a stagnat, apare flowing, dar apare și spânzuratul. Flowing este spânzuratul la mine și Lilith este diavolul. Iar situația toxică, cred că este personajul toxic din trecut care posibil să vă regrete în momentul în care vă îndepărtați. Mai dăm o carte. Odată, nu zic musai că sunteți voi regele de monede invers. Nu, nu. Două ori. De trei ori. De vulnerabilitate. Și are reciprocitatea care bântuie, a bântuit toată etalarea aceasta pentru taure. Vulnerabilitate. Știți, când am creat această lucrare, a avut un titlu, de fapt a fost și titlul de expoziție. Poate acesta să vă spună ceva, împărtășesc cu voi acest lucru, acest detaliu. Nu știu dacă o să-l scriu în carte sau nu. Dar când am gândit această expoziție și lucrare, am asociat-o unui citat din Rumi. Ieșiți din cercul vieții și intrați în cercul dragostei. Aici este. Vă este dor de cineva care vă face să vă simțiți altfel, care vă vede, le vedeți și lor vulnerabilitatea și ei vă văd aspecte ale voastre pe care poate alții nu le văd. Și iar este ieșiți, da, ieșiți și intrați, este o alegere. Da? Aici spune mesajul, alegeți dragostea, ieșiți din cercul vieții, acesta în care trebuie să stăm, să zicem, în contracte, în adicții pentru bani sau, eu știu, contracte și alte relații karmice și intrați în cercul dragostei. Alegeți dragostea. Trebuie să oferiți cuiva, sau vă doriți, cred că veți oferi, eu cred că veți oferi cuiva ceva ce n-ați făcut-o până acum. E regele de bute și soarele. Și în momentul în care veți alege ori acest personaj, ori această atitudine, ori dragostea în general, cei toxici vor regreta. Că n-au știut să vă aprecieze, că n-au știut să fie generoși cu voi eventual, că n-au văzut această frumusețe și din altă perspectivă. Oare de ce îmi vine să plâng? Nu știu.
Mai ceva mă face să plâng. Ia să vedem. Spânzuratul invers, o dată. De două ori. De o transformare. De trei ori. Și așa se întâmplă. Ah, roata norocului. Se schimbă energia, da? Am zis spânzuratul, care stătea săracul cu capul în jos, da? Se sacrifica pentru națiune. Sau pentru cine se sacrifica, a primit această iluminare și acum schimbă. Dar eu, mai prin ce treceți, dragii mei, tăuraș și tăuriță, da. Dar schimbați perspectiva, schimbați perspectiva, se schimbă și energia. Și eventual apare o întâlnire de destin, poate vă întâlniți cu destinul dacă alegeți faetonul. Faetonul totuși e acum, nu uitați, a apărut în poziție normală. Vă rezolvați mașina, vă luați mașina sau eu știu ce faceți. Da? Mai devreme faetonul era invers. În fine, ia să mai dăm o carte. O dată pentru această reușită, de două ori, de trei ori. 5 de cupe. Mai, dar tot timpul se oprește aici, la reciprocitate. Mai dăm o carte. O dată, de două ori. De ce 5 de cupe? De trei ori. 8 de bute. Asta e, lăsați. 8 de bute a venit în poziție normală. Înseamnă călătorie. Totuși o să schimbați. Ieșiți din stagnare. Ieșiți din lacrimi. 4-5 de cupe, da? Ieșiți din ele. Sau regrete neapărat. Că poate nu plângeți musai cu lacrimi de crocodile. Vă plânge sufletul pentru ceva. Oportunitate pierdută. Eu zic că alegeți dragostea, da? Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Îmi vine să plâng. Dar totuși. Se face această schimbare, da? În ce sens apare schimbarea? Uitați-o, ca să o pun să vedeți, da? Roata se schimbă, da? Unghiul, perspectiva, se schimbă, da? Dacă stați cu capul în jos, acum nu mai... Stați și voi cu capul în sus să vă vină sângele la inimioară. În ce sens? Renunțați la regrete, da? Și vă deschideți. Aceasta poate să fie și energia voastră. Dacă până la un moment dat nu v-ați deschis, ați tot în 5 de cupe, de fapt această carte reprezintă o altă variantă a lui 5 de cupe, în amintiri, în senzația de eșec, senzația că nu puteți să împărtășiți, dacă tot apare împărtășirea, reciprocitatea, toată etalarea așa a apărut, eu zic că în viitor vă deschideți, că asta înseamnă openness, vă deschideți către cineva, eventual oameni sau un om, un personaj care, un om, nu știu ce-o fi, bărba, femeie, pentru fiecare variază, un personaj care vă vede așa cum sunteți, nu cum proiectați în societate. Și în momentul în care schimbați, repet, schimbați, să ieșiți din 5 de cupe, se manifestă și călătoria. 8 de bute înseamnă călătorie, comunicare, creștere, da? Care aici nu s-a manifestat, se va manifesta la un moment dat când vă veți întoarce. Din acel moment în care v-ați minți pe voi, eu, poate să fie și 7 de spade, să fie un autosabotaj, într-o privință. Ați avut impresia că nu o să meargă, n-ați avut încredere în voi și ați fugit, ceva de genul ăsta. Dragii mei, vă rog frumos, povestiți-mi. Pentru că lucrurile merg din ce în ce mai bine, dar e o chestiune de rezolvat. E ca și când aveți de rezolvat o karmă, până nu rezolvați, nu corectați. E ca și când vă întoarceți în trecut. În timp și rezolvați o problemă. Până nu rezolvați acea problemă, lucrurile nu pot să evolueze spre bine. Dar, ia uite, s-a oprit la putere, iar aveți puterea. Iar regina de cupe, iar. Regina de cupe și regele de cupe, da? 7 de cupe. Face parte din opțiunile voastre, dar este de fapt o singură opțiune. Dragostea. Asta este dragostea. Perechea divină. Și să nu uităm, dragii mei tăurași, dragii mei tăurași, aveți aici miracole și binecuvântări și dragostea adevărată. Păi cine poate să reprezinte mai bine dragostea adevărată dacă nu regele și regina de cupe, da? Hai că e frumos, mă duc să mănânc înghețată, nu pot, ciocolată. Ciocolată, ciocolită. Măi, e frumos. Spuneți că v-a plăcut. Mie îmi place și aș vrea să văd că sunt povestiți că o să se schimbe problema, povestea în bine. Eu zic că o să se schimbe în bine. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup! Pa, pa!